Astăzi este miercuri, 9 iulie 2014 și mă aflu în Târgoviște, la sediul central al UCPR-ului și am plăcerea să stau de vorbă cu o adevărată personalitate columbofilă a României din ultimele decenii. Este vorba despre domnul Dan Popescu din Pucioasa, cu stimă, domnul președinte. Îmi face mare plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră, trebuie să recunosc. N-am avut plăcerea până acum să vă cunosc personal și aș dori, dacă sunteți amabili, să ne acordați un interviu, un interviu în care să ne vorbiți puțin despre activitatea dumneavoastră de membru columbofil, de conducător. Știu că ați avut în trecut o foarte importantă funcție columbofilă. A fost președintele UFCR-ului, dacă nu greșesc, într-o anumită perioadă. Și prin această prismă o să am rugămintea dacă vreți să ne oferiți câteva detalii și să ne dezvăluiți câteva lucruri din ce a însemnat istoria columbofilă a României în urmă cu câteva decenii. O să vă rog. Aș vrea în primul rând să le transmit columbofililor mei cer senind asupra caselor lor în perioada zborurilor. Vă mulțumim. Și aș vrea să le spun că perioada care am traversat-o noi, generația trecută, ca să zic așa, a fost o perioadă destul de grea. Da, așa este. Columbofilia, pe timpul nostru, era foarte greu de făcut, pentru că materia primă, columbofilă, porumbei, plus grăunțele, alimentarea lor, medicația, era foarte greu de obținut și eram o latură a țării noastre care nu eram chiar pe primul plan. Da. Da. Mulți ne priveau de la distanță și cu întrebări care la un moment dat ne surprindeau pentru că nu știau de fapt ce înseamnă această columbofilie. Într-adevăr. România moștenește columbofilia de la maiorul Nițescu, care a fost primul care a adus în țară cei mai buni porumbei ai Europei, rasa veche de britani. Și încetul cu încetul a prins între români și am ajuns ca în perioada mea, în 1985, când am luat conducerea Uniunii Columbofile Române, să fim în jur de 5.500 până în 6.000 de membri columbofili. Cea mai grea problemă care era pe timpul nostru era problema inelelor. Inelelor, nu? Ca să putem să obținem inele, făceam tot felul de sacrificii, aveam meseriași, ca să zic așa, clandestini care ne făceau aceste inele. Erau inele de aluminiu, inele care se făceau. Inele de aluminiu, inele care nu inscripționam decât niște numere, anul și atâta. Da, corect. Și trebuia să facem rost de țevi fine de aluminiu, pe care meseriașii nu le aveam și atunci cu relațiile noastre ne zbăteam și găseam și făceam și aduceam. Mi-aduc aminte că făceam inelele la Ploiești, la un bătrân al cărui nume nu mai rețin, dar toate inelele le făceam acolo și le lucram acolo. Eu vreau să vă mai spun că toată perioada mea când am fost membru al Uniunii Columbofile, cu toate că eu sunt medic primar de boli interne, nu am legătură cu latura da. Veterinară, ca să zic așa, însă pasiunea am avut-o de familie. O moșteniți, nu? O moșteniți. Bunicul meu a fost pasionat după porumbei și m-am născut și am crescut lângă ei. Așa că a fost natural să... Sunteți deloc din Pucioasa, nu? Nu. Nu? Eu, de fapt, sunt din Drăgășani. Și dacă întreb Olteanu de unde e, zice că de unde e nevasta. Da, da. Nevasta e de la Pucioasa. Deci v-ați căsătorit și v-ați retras la soție. N-am stat toate un an în Pucioasa. Am avut o perioadă ca medic care am făcut-o în Balta Brăilei. Am fost după aia 5 ani medic la Bricu Mircea, la Școala de Marină Comercială din Constanța. Și de porumbei m-am apucat practic de linia voiajoră în 1970, când m-am mutat în Dâmbovița ca medic la Spitalul de Pucioasa.
Asta a fost perioada mea în care m-am ocupat de porumbei și încetul cu încetul participând la toate zborurile, la toate campionatele, la toate manifestările noastre columbofile, am fost remarcat de colegii mei și propulsat... Susținut și propulsat, nu? Susținut și propulsat până la funcția de președinte. Deci în ce perioadă? În 1985 până în 1990 am fost președintele Uniunii Columbofile. În 1985 a fost o situație foarte delicată pentru România. Nu fusese plătită cotizația țării noastre la FCI, de vreo 5 ani. Și având, fiindcă am lucrat în marină și având relații, am reușit să, nu vă povestesc cu câtă greutate, să fac rost de valută și să plătesc cotizația României ca să putem și noi românii să fim în rândul lumii. Exact. Ce a fost mai greu după aceea a fost pentru că în momentul când am preluat conducerea, România era membra FCI-ului, dar în comitetul director la Bruxelles nu aveam niciun reprezentant. M-am împrietenit cu cehii, cu domnul Novotný, cu ungurii, cu maghiarii, în primul rând cu ai noștri, care eram în țările socialiste, și la expozițiile, la olimpiadele, la spartachiadele care se făceau acolo, făcând cunoștință cu ei și legând o prietenie, făcând schimburi de porumbei și schimburi de idei, mai mult decât de porumbei, că era mai ușor, am reușit ca să fiu propus ca membru în comitetul director. Așa că, după ce în 1985 eu am fost cel care am dus lotul României în Portugalia și am ieșit campioni mondiali cu femelele la standard la locul 1 și cu masculii locul 3 și am fost unul din succesele țării noastre, am devenit o persoană cunoscută în întreaga lume aceasta noastră cu un ofițer. Într-adevăr. Rezultatul a fost că în momentul când am fost propus în 1987 pentru a fi membru al comitetului director de la FCI, am câștigat votul la celorlalte țări și așa România a câștigat un loc de membru în comitetul. Deci practic a fost primul columbofil din România, membru în cadrul comitetului director al FCI. Nu vă spun ce lobby trebuie să faci ca să poți să ajungi într-o lume nouă pentru tine, alături de națiunile astea mari, care... Într-adevăr. E greu să mă exprim și să vă spun dumneavoastră cum eram priviți pe timpul acela, noi care veneam din lagărul socialist, cu câte suspiciuni, nu vă mai spun cu câte sacrificii trebuia să ajung să fac față la congrese. Tot a fost Îmi dau seama că nu era ușor deloc. O încărligătură și o de relații, de făcut audiențe, de... Cu organele statului de la vremea respectivă. Cu tot felul de cunoștințe, se punea problema dacă și au încredere în tine, dacă pleci, dacă te mai întorci. Așa este. Erau multe discuții de genul ăsta și ca să câștigi încrederea organelor de atunci și ca să poți să reprezinți într-adevăr România, ce vreau să vă spun că în momentul când am depășit hotarele țării, pe mine n-a mai scris Dan Popescu, a scris România și m-am străduit tot timpul ca să fac așa fel, să-mi reprezint țara cu cinste și să le arăt străinilor că și noi românii putem fi buni ca și ei. M-am străduit după aia să aduc porumbeii de liniile belgiene, de liniile franceze, de Germania, din Spania, din Portugalia, la toate congresele care am fost, am făcut așa fel ca să vin cu 2-3 pelini de porumbei sau de pui. Nu vă mai povestesc cu câte emoții treceau în graniță, actele erau dificile și era greu de... Așa este. Era greu de realizat tot ceea ce putea cere la o vamă.
și tot timpul mă rugam, zic, Doamne, să trec vama la nemți, să trec vama la unguri, să ajung acasă. Așa erau mai multe puncte de control, într-adevăr. Erau punctele de control vamale și mai ales că erai mașină din est, da. Imediat te trecea pe dreapta și te verifica, îți verifica și mașina și toate. Și... au trecut toate. Cu bine. Au rămas amintirile, până și cele care erau dureroase sunt plăcute la da. Cam asta a fost perioada cu... În România știu că v-ați luptat mult pentru a procura hrana porumbeilor, știu. Vorbeam puțin mai devreme de relația pe care o aveați cu domnul Busuioceanu, dacă nu greșesc. Ne puteți detalia puțin? Ce vreau să vă spun, pentru ca să poți să ții porumbei, aveai nevoie de hrană. Ca să obții această hrană, așa cum era atunci ca un monopol asupra grăunțelor noastre, trebuia să obții aprobările de la Ministerul Agriculturii. Singurul care m-a ajutat în perioada asta a fost domnul Busuioceanu. Mihai Busuioceanu. Și de unde sunt pasionat columbofil? Pasionat columbofil și mai ales un dator sufletește față de fratele dumnealui care a fost mai pasionat și care s-a prăpădit în perioada asta și i-a lăsat... Domnul Constantin Vâlcu, de la dânsul vă referiți, nu? Fratele domnului Busuioceanu. Ah, da, aveți dreptate, așa. Și avea și o soră care știu că era foarte pasionată de porumb. Soră care avea grijă de porumbei. Așa este. M-am cunoscut bine și cu dânsul și m-am cunoscut cu toți în perioada aceea. Mentorul meu a fost doctorul Dumitru Paul, care mi-a dat porumbei de calitate. Ne puteți spune câteva cuvinte despre dânsul? Doctorul ca și eu, pentru că l-ați cunoscut bine, știu. Doctorul Dumitru Paul era cu câțiva ani mai mare, cu 4-5 ani mai mare decât mine. Era medic la Grivița, așa se chema pe spitalul Grivița, medic primar. Deci erași colegi de breaslă. Eram colegi de breaslă, da. Și dintre noi s-a legat o prietenie, pasiunea noastră fiind comună. De la el am luat primii porumbei, de la el am luat primele noțiuni științifice, ca să zic așa, despre ele. Exact. Am învățat și primele trucuri ca să-ți faci porumbei să vină mai repede acasă. A fost o perioadă a vieții mele în care a fost foarte important și foarte bun mentor doctorul Dumitru Paul. Da.